Locuitorii unei străzi din capitală sunt terorizați de maidanezi. Aseară, Uhait a devorat o vacă priponită pe malul Bâcului, iar anterior ar mai fi atacat și alte animale. Bovina a fost găsită mai mult moartă decât vie. Îngroziți, oamenii se tem acum pentru viața lor, deoarece atunci când nu au de mâncare, câinii le atacă gospodăriile. Maria Ivanovna, puile, cine-ți faci rău, puile? Uitează, el nu poate șede picior. Nea Mihai, care are o mică gospodărie pe strada Petrican din capitală, povestește că ieri dimineață, ca de obicei, și-a dus vacile la pâscut și a mers să-și ia pensia. Când s-a întors acasă, a găsit vaca pe imaș doborâtă la pământ, iar o haită de câini mâncau din ea. Cât legată, cu capul, părmată și mâncată de câini. Și eu, că câinii am văzut-o eu, cu ochii în ea. Am chemat vraciu, unii vraciu au zis că nu putem să-i facem nimic, că sunt mâncate vinile. Bărbatul spune că maidanezii vin de pe teritoriul unui depozit din apropiere, unde potrivit lui ar umbla cu haita. Acum 2 săptămâni aceștia i-ar mai fi atacat o vacă. Jițelușul și ca ei, o an de zile are. Da, am adus-o tot de acolo și la dânsa era deasupra ei și ea, la schinare, era fermată. Omul se plânge că mai ales primăvara maidanezii devin foarte agresivi. Acum acesta nu știe ce să facă și unde să-și pască vitele în siguranță. Dar eu cât asta cum și-am strâns până și-am cumpărat. Dacă eu să mă duc să ușit un câine, ei pe mine mă trag la lege. Da, când eu mâncat vaca. Și vecinii bărbatului s-au plâns că stau cu frica în sân când se întorc seara acasă. Potrivit lor, câinii atacă și oameni, iar fără un ciomag în mână, nimeni nu trece pe lângă acest depozit. Ei se aruncă și nu unul, dar zeci, că nu poți să te ferești de dânsii. Aduc cu sacii, că am văzut noi singuri cu vecinul, cum au dus 6 saci de ăștia, ia de câini, prins din mahala, acolo care mănâncă pui. Și le aduce aici, în baza asta, aici, ca să depusească. Oamenii spun că maidanezii s-au depozitat în zonă întrucât paznicii depozitului le dau de mâncare, iar câinii se simt ca la ei acasă. Paznicii însă spun că aceștia nu sunt agresivi. E numai hamă, e. Nu s-a rupt. E un bine pe zâns, nu se repede. Reprezentanții regiei autosalubritate spun că bărbatul trebuie să anunțe autoritățile, iar ulterior, dacă se va dovedi că este vorba despre maidanezi, ei vor fi prinși și duși la necropolă. Bărbatul însă nu va fi despăgubit în niciun fel.